Hunii au fost războinici nomazi care au terorizat o mare parte din Europa și Imperiul Roman în secolele 4 și al 5-lea după Hristos. Erau călăreți impresionanți, cunoscuți mai ales pentru realizările lor militare uimitoare. Pe măsură ce își croiau drum prin continentul european, hunii au căpătat reputația de sălbatici și nemiloși, dar au stat lucrurile cu adevărat așa? Haideți să vedem povestea neștiută a hunilor care au făcut parte din popoarele migratoare ale antichității Europei. Originea hunilor. Nimeni nu știe cu exactitate de unde provin hunii. Unii cercetători cred că ei provin de la poporul nomad Xiongnu, care a intrat în istorie în anul 318 înainte de Hristos și a terorizat China în timpul dinastiei Qin și în timpul dinastiei Han de mai târziu. Se spune că marele zid chinezesc a fost construit pentru a ajuta la protecția împotriva puternicilor Xiongnu. Alți istorici cred că hunii sunt originari din Kazakhstan sau din altă parte a Asiei. Înainte de secolul al IV-lea, hunii călătoreau în grupuri mici, conduse de căpetenii și nu aveau un rege sau un lider individual cunoscut. Au ajuns în sud-estul Europei în jurul anului 370 după Hristos și au cucerit un teritoriu după altul timp de peste 70 de ani. Hunii în viață și în luptă. Hunii erau maeștri ecvestri care, după cum se spune, venerau câinii și uneori dormeau călare. Învățau să călărească încă de la 3 ani și, potrivit legendei, fețele le erau tăiate de mici cu o sabie pentru a învăța să suporte durerea. Cei mai mulți soldați huni se îmbrăcau simplu, dar își echipau regal armăsarii cu șei împodobite cu aur, argint și pietre prețioase. Ei creșteau animale, dar nu erau fermieri și rare ori se stabileau într-o singură zonă. Trăiau pe pământ ca vânători culegători, mâncând vânat să sălbatic și adunând rădăcini și ierburi. Hunii au avut o abordare unică a războiului, se mișcau rapid și iute pe câmpul de luptă și luptau aparent dezorganizați, ceea ce îi deruta pe dușmani și îi ținea pe fugă. Erau arcași experți care foloseau arcuri făcute din mesteacăn, os și clei. Săgețile lor puteau lovi un om la 80 de metri distanță și rare ori își ratau ținta. Datorită experienței lor în legarea cailor și a vitelor cu lasoul, hunii își învingeau cu îndemânare inamicii pe câmpul de luptă, smulgându-i cu brutalitate de pe cai și târându-i spre o moarte violentă. De asemenea, au folosit berbeci pentru a sparge zidurile de apărare romane, dar principala armă a lor era frica. Se pare că părinții hunilor puneau legături pe capetele copiilor lor, ceea ce le deforma treptat craniul și le dădea un aspect amenințător. Hunii au ucis bărbați, femei și copii deopotrivă și au decimat aproape tot și pe toți cei care le stăteau în cale. Au jefuit și au prădat și rare ori au luat prizonieri, totuși atunci când au făcut-o, i-au înrobit. Hunii au ajuns în Imperiul Roman. Au apărut pe scena istorică din Europa la sfârșitul secolului al IV-lea după Hristos, când în anul 370 după Hristos au traversat râul Volga și i-au cucerit pe alani, o altă civilizație de călăreți nomazi și războinici. 2 ani mai târziu i-au atacat pe ostrogoți, un trib oriental de goți germani care hărțuiau Imperiul Roman prin atacuri frecvente asupra teritoriilor lor. Până în 376 i-au atacat pe vizigoți și i-au forțat să caute refugiul în cadrul Imperiului Roman. O parte dintre alani, goți și vizigoți au fost recrutați în infanteria hunilor. Pe măsură ce hunii au dominat ținuturile goților și vizigoților și au câștigat reputația de noi barbari în oraș și păreau de neoprit. Până în anul 395 după Hristos au început să invadeze domeniile romane. Unii creștini romani credeau că sunt diavoli veniți direct din iad. Unirea hunilor. Până în 430 după Hristos, triburile hunilor s-au unit și au fost conduse de regele Rugila și de fratele său Octar, dar în 432 Octar a fost ucis în luptă și Rugila a domnit singur. La un moment dat, Rugila a încheiat un tratat cu împăratul roman Theodosius, prin care hunii primeau un tribut de la Theodosius în schimbul ajutorului armatei lor în înfrângerea goților. În secolul al V-lea, hunii s-au transformat dintr-un grup de triburi de războinici nomazi într-o civilizație oarecum sedentare care trăia în Marea Câmpie Ungară din estul Europei. Aceștia adunaseră o armată uriașă formată din trupe de cavalerie și infanterie de diferite origini. Dar dacă romanii crezuseră că hunii erau brutali sub conducerea lui Rugila, nu văzuseră încă nimic. Attila Hunul. Regele Rugila a murit în 434 și a fost succedat de cei doi nepoți ai săi, Attila și Bleda. Attila a fost descris ca fiind un bărbat scund, cu un cap mare și o barbă subțire, care cunoștea atât latina cât și limba gotică și era un negociator desăvârșit. La scurt timp după ce și-a început domnia, a negociat un tratat de pace cu Imperiul Roman de răsărit, în care romanii au plătit
aur în schimbul păcii, dar în cele din urmă romanii au renunțat la înțelegere și în 441 Atila și armata s-au luat cu asalt Balcanii și frontiera danubiană. Un alt tratat de pace a fost încheiat în 442, dar Atila a atacat din nou în 443, ucigând și jefuind până la orașul bine fortificat Constantinopol și câștigând porecla de flagelul lui Dumnezeu. Incapabil să străpungă zidurile orașului, Atila a încheiat un alt acord de pace. Va lăsa Constantinopolul în pace în schimbul unui tribut anual de 900 de kilograme de aur, o sumă uluitoare atunci. În 445, Atila l-a ucis pe Bleda, se presupune că pentru a-l împiedica să-l ucidă mai întâi pe el, și a devenit singurul conducător al hunilor. Apoi a lansat o altă campanie împotriva Imperiului Roman de răsărit și și-a croit drum prin Balcani. Atila era cunoscut pentru privirea sa terifiantă și demonică. Pentru a înrăutăți situația, surse romane au afirmat că își dădea ochii pe spate în mod deliberat, într-un mod amenințător, pentru a băga frica în dușmani. Istoricul Edward Gibbon, din secolul al XVIII-lea, le-a spus că își rotea ochii ca și cum s-ar fi bucurat de teroarea pe care o inspira. Pentru a-i speria și mai mult pe oameni, Atila a pretins că deținea sabia lui Marte, zeul roman al războiului. Bătălia de pe câmpiile catalaunice. Atila a invadat Galia, care includea Franța de azi, nordul Italiei și vestul Germaniei în 451, dar romanii s-au deșteptat și s-au aliat cu vizigoții și cu alte triburi barbare pentru a-i opri în cele din urmă pe huni. Potrivit legendei, în noaptea dinaintea bătăliei, Atila a consultat oasele sacrificate și a văzut că mii de oameni din armata sa vor cădea în luptă. A doua zi, premoniția s-a adeverit. Dușmanii s-au întâlnit pe câmpul de luptă din câmpiile catalaunice din estul Franței. Hunii au dus o luptă impresionantă, dar în cele din urmă și-au găsit perechea. Romanii și vizigoții învățaseră multe din întâlnirile anterioare cu hunii și au luptat cu aceștia corp la corp și călare. După ore de lupte feroce care au durat până în întunericul nopții, zeci de mii de soldați au murit, iar alianța romană a forțat armata hunilor să se retragă. A fost prima și singura înfrângere militară a lui Atila. Atila și armata sa s-au întors în Italia și au continuat să devasteze orașe. În 452, cu Roma în vizor, s-a întâlnit cu Papa Leon I, care a acționat ca emisar între Atila și Roma. Nu există nicio înregistrare a ceea ce au discutat, dar, potrivit legendei, aparițiile Sfântului Pavel și ale Sfântului Petru i-au apărut lui Atila și l-au amenințat că îl vor ucide dacă nu negociază cu Papa Leon I, fie din cauza fricii de papă și de sfinții săi aliați, fie pur și simplu pentru că trupele sale erau prea subțiri și slăbite de malarie, Atila a decis să se retragă din Italia și să se întoarcă în Marea Câmpie Ungară. Moartea lui Atila. Atila Hunul poate că a fost un războinic infam, dar nu a avut o moarte de războinic. Când Marcian, noul împărat al Imperiului Roman de răsărit, a refuzat să-i plătească tributul anual convenit anterior în 453, Atila s-a regrupat și a plănuit să atace Constantinopolul, dar înainte de a lovi a fost găsit mort în noaptea nunții sale, după ce se căsătorise cu ultima sa mireasă, înecându-se în propriu sânge în timp ce se afla în stare de ebrietate. Deși Atila avea un apetit insațiabil pentru putere și chiar îi plăcea să colecționeze aur, el a dus o viață destul de modestă. Scriitorul roman Priscus a observat cum, la un banchet fastuos, Atila nu a mâncat decât carne pe un tocător de lemn. Cupa lui era din lemn, în timp ce invitații săi au primit pahare de aur și argint. În timp ce tovarășii săi huni purtau haine bogat împodobite, decorate cu aur și pietre prețioase, Priscus a observat cum și îmbrăcămintea lui Atila era destul de simplă, important fiind doar să fie curată. Atila l-a numit succesor pe fiul său cel mare, Elac, dar toți fiii săi au purtat un război civil pentru putere până când Imperiul Hun a fost împărțit între ei. Totuși, fără Atila la cârmă, hunii slăbiți s-au destrămat și nu mai reprezentau amenințare majoră. Până în 459, Imperiul Hunilor s-a prăbușit, iar mulți huni s-au asimilat în civilizațiile pe care le dominaseră cândva, lăsându-și amprenta în mare parte din Europa. Hunii au fost cu adevărat cel mai terifiant popor migrator al antichității Europei și cu siguranță a inspirat frica în întreg continentul. Chiar dacă dominația acestora a fost de scurtă durată, moștenirea lor printre noi dăinuie și azi. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!